ai dreptul de a începe o viață mai bună. Meriți o nouă șansă. Găsește puterea să spui stop violenței domestice. Nu ești singură, nu ești abandonată. Oameni special pregătiți de statul român sunt gata să te sprijine. Ai încredere. Sună la linia telefonică națională număr unic 0800 500 333 destinată victimelor violenței domestice. Apel gratuit. Era un întuneric beznă și am auzit haosul pământului. Asigură-ți locuința acum. Campanie de informare realizată de PAID România cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și al Asociației Municipiilor din România. Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Supercom, lider în domeniul serviciilor de salubrizare din România, redefinește conceptul serviciilor de salubritate și în județul Hunedoara. După Valea Jiului și Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare, acum SC Supercom S.A. operează și zona de centru a județului. Supercom este o companie românească ce deține o flotă 100% ecologică. Supercom le asigură hunedorenilor servicii de colectare a deșeurilor, echipamente moderne, stații de transfer, centre de reciclare și depozite de deșeuri. Operatorul de salubritate furnizează servicii și soluții de mediu eficiente pentru a facilita reciclarea și eliminarea deșeurilor. Supercom, un județ îngrijit, un mediu sănătos. Suntem 900 de farmacii Catena în toată România. Suntem 5500 de specialiști care știu cum să te ajute. Noi suntem Catena! Dă fuga la Catena! Farmacia cu o inimă mare, că toată țara! Farmacia inimii Catena! Domnilor și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 Deva, iată că a început cea a doua lună a anului. Invitatul emisiunii este domnul Florin Cazacu, primarul municipiului Brad. Domnule primar, bine ați venit după o lună și ceva din nou la noi în studio. Bună ziua, bine v-am regăsit și la mulți ani telespectatorilor noștri, este prima întâlnire din acest an la Antena 3 Deva. Și multă sănătate vă doresc, pentru că e nevoie, sunt multe proiecte și ce am văzut, ați început anul în forță, aș putea spune, cu un contract semnat referitor la gaz metan, care mi se pare una dintre realizările foarte mari ale Bradului. Da, acum două săptămâni am semnat contractul pentru proiectare și execuția distribuției de gaz metan în municipiul Brad, un contract de foarte multă vreme așteptat, un proiect care trebuie să-l implementăm în perioada imediat următoare. Este destul de strâns terenul de execuție. Pe actualul exercițiu bugetar ni se permit doar 9 luni pentru proiectarea și execuție. Adică anul ăsta trebuie să fie gata. Este imposibil din punct de vedere tehnic. Am purtat discuții la Ministerul Fondurilor Europene cu domnul ministru Boloș și s-ar părea că se va reuși fazarea acestui proiect pentru încă 12 luni. Într-adevăr, un an și 9 luni ar fi o perioadă suficientă pentru implementarea acestui proiect, foarte ambițios pentru municipiul Brad. Valoarea lui este de 66 de milioane de lei. 57 de kilometri de conductă, o infrastructură afectată, dar care la finalul acestui proiect va duce la o creștere a calității vieții în zona noastră, fiind îndeplinit, să zic, un vis de multă vreme al comunității brădene să avem gaz metan în locuințele noastre. Mai concret, ce prevede, în ce constă proiectul? Pentru cetățean, ce trebuie să știe, ce tip de lucrări vor fi finanțate și se vor realiza? Important este să știe toată lumea că în acest moment conducta de gaz metan magistrală, adică conducta de înaltă presiune, este pe raza municipiului Brad, undeva în
în zona străzii Golcești, Tudorănești, în zona respectivă, este deja conducta cu gaz pe ea. Urmează în acest proiect să construim o stație numită SRM, stație de reglare și măsură, care va scădea presiunea de la 40 de atmosfere cât are astăzi pe conductă la presiunea medie cu care se va lucra în ora, să zic. După aceea vor fi rețele de conductă de medie presiune și de presiune redusă pe o lungime de 57 de kilometri și se va asigura branșament până la limita de proprietate. Sunt 4.000 și ceva de branșamente până la limita de proprietate, la blocul până la scara blocului, iar la locuințe până la limita de proprietate cu locuința respectivă. Vor fi câteva ramuri principale, să zic, ale rețelei de distribuție. Coboară de la stația de reglare și măsură până la strada Decebal. Strada Decebal va fi cuprinsă de la intrarea în oraș, deci de la liceu. O ramură se va duce către intrarea în oraș dinspre Deva, la Obelisc, cealaltă se va duce la ieșirea către Țebea. Se va coborâ pe strada liceului până la strada Republicii. Brădenii cunosc această configurație orașului. Se va intra în zona din spate blocurilor de pe strada Republicii. Se continuă pe strada Avramiancu până la judecătorie. După aceea se duce în zona orașului nou, de-a lungul străzii Libertății, trece peste Luncoi și vom cumpli de toată zona de blocuri. De asemenea, conductele se vor duce și către Țărățel și către Valea Bradului. Nu știm încă exact până unde vom reuși să executăm acest proiect, dar noi ne-am propus să cuprindem peste 80% din locuințele municipiului nostru. Principalul obiectiv este ca acea conductă de gaz metan să ajungă în zona de la intrarea în oraș dinspre Deva, pe malul Luncoiului, în zona Obeliscului, unde va fi construită noua centrală termică a orașului, care va fi construită pe trei categorii de combustibil, pe gaz metan, pe păcură și pe biomasă, să avem asigurat un mix de combustibil pentru a putea să ne orientăm în funcție de cel mai bun preț pentru a putea să producem energie termică în sistem centralizat în municipiul nostru. Tot în acest an am aplicat la programul Termoficarea pentru a desfășura prima etapă din proiectul de construire a centralei termice. Într-o primă etapă vom construi conducta de agent primar, care va fi între punctul termic numărul 4 și platforma unde se va construi centrala, o conductă de 800 de metri de preizolată, de secțiune suficientă pentru a putea asigura agent termic. Deci noi suntem într-o etapă importantă a proiectului nostru legat de gazul metan și legat de asigurarea unui sistem de termoficare centralizat eficient. Vom reveni la amândouă, dar prima dată să mai stăm puțin la gaz metan. Deci conductele vor ajunge într-un interval destul de strâns, zic eu, chiar și dacă e un an și 9 luni, tot e destul de repede, vor ajunge la poartă la oameni. De acolo încolo, omul optează sau nu pentru a se branșa la rețeaua de gaz metan. Pentru a înțelege toată lumea complexitatea acestui proiect, introducerea conductelor în pământ nu înseamnă proiect realizat. Da. Noi va trebui să scoatem în foarte scurt timp la licitație concesionarea serviciului, adică societatea care va achiziționa gazul metan, îl va transporta pe conducte transgazului, îl va introduce în sistemul de distribuție a gazului metan în municipiul Brad, îl va distribui la cetățeni, va încasa contravaloarea acestui gaz metan și îl va plăti la cel de la care l-a cumpărat. Că acest proiect este foarte, foarte complex. După ce facem distribuția gazului, adică așa ca și conducte, urmează să rezolvăm problema distribuției gazului efectiv în municipiu. Aia este un alt proiect, sperăm în perioada imediat următoare voi încerca să scoatem la licitație și acest serviciu, deci să concesionăm serviciu. Va fi o societate privată, probabil. Există și opțiunea să o faci printr-o societate aflată sub ordinea Consiliului Local, dar îți trebuie o anumită expertiză în acest domeniu și poate este un domeniu mult prea sensibil ca să încercăm noi să facem această distribuție a gazului metan. Probabil că vom scoate la licitație concesionarea acestui serviciu. Vor veni, probabil, societăți specializate, vor monitoriza și modul de desfășurare a lucrărilor de distribuția gazului, pentru că vor veni cu dirigintele lor de șantier, vor monitoriza tot ceea ce înseamnă calitatea execuției lucrărilor și vor plăti după aceea o redevență, după ce câștigă licitația, vor plăti o redevență către Consiliul Local pentru faptul că ei utilizează conductele care sunt proprietatea municipiului Brad. Este, cred că, unul din cele mai complexe proiecte care se pot desfășura într-o localitate în acest moment.
Noi, Bradu, avem această, să zic, misiune foarte grea să facem acest proiect în comunitatea noastră. Este un proiect foarte ambițios, foarte complex, presupune foarte mult profesionalism, implicare absolută pentru ca acest proiect să se deruleze în condiții optime în municipiul nostru. Dar eu zic că s-au parcurs etape foarte importante. Prima etapă este aducțiunea gazului metan pe conductă de magistrală la înaltă presiune pe raza Oate-Brad. Îl avem. A doua etapă, obținerea finanțării pentru a face distribuția. Am rezolvat și această problemă. A treia etapă, încheierea contractului pentru proiectare și execuție. L-am semnat acum o săptămână, lucru foarte important. Ordinul de începere a lucrărilor este deja dat. Urmează ca executantul să se apuce de partea de proiectare și de execuție. Eu, din discuție care le-am purtat cu proiectantul și cu executantul, în maxim două luni de zile, va fi atacat acest proiect din cel puțin 6-7 puncte. Da, într-adevăr foarte complex și iarna asta, deși lumea se temea, iată, prețul gazului nu a crescut cum se așteptau, până la urmă chiar a scăzut. Citisem în urmă cu câteva zile că este la cel mai scăzut nivel din 2021 chiar gazul metan și tot azi am auzit la Radio România Actualități că prețul metrului cub de lemn este foarte, foarte mare și erau interviuri cu, nu mai rețin exact localitatea, oamenii spuneau, domnule, zice, poate încălzirea camerelor o mai facem cu lemne, că acolo nu avem nevoie tot timpul de căldură, dar zice, ne-am dorit într-adevăr să avem gaz metan în bucătării pentru gătit. Da. Domnul Sandu, eu vreau să vă spun, mi-am imaginat ce înseamnă un scenariu de coșmar pentru municipiul nostru să nu fie asigurată furnizarea de energie termice în municipiul Brad. Imaginați-vă 4500 de apartamente care vor trebui să fie încălzite cu lemne. Este imposibil să asiguri și gestionarea gospodăriei de combustibil, adică atâtea lemne să ai în oraș, da, pentru ca fiecare om să se încălzească. Sunt câteva blocuri unde oamenii se încălzesc cu lemne. Sunt lemne și rate pe casa scării, în jurul blocurilor sunt grămezi de lemne. Oamenii cară lemnele cu sacul în spate până la apartament. Prețul lemnului, care este foarte important, munca pe care trebuie să o depui în momentul în care îți pregătești lemnele. Din cele 4500 de apartamente, hai să zicem că vreo câteva sute, aproape 1000, au asigurate coșuri de fum. Dar altele nu mai au asigurate coșuri de fum. Pe unde scoate omul coșul de fum? Pe fereastra blocului? Deci, vă dați seama, eu mi-am înțeles foarte bine misiunea de a asigura sistemul de termoficare centralizată a municipiului Brad să funcționeze în condiții optime, odată pentru că oamenii au nevoie de încălzire pe parcursul iernii și a doua oară pentru că nu aș dori ca municipiul nostru să fie un municipiu în care fiecare apartament să aibă câte un coș de fum scos prin fereastra blocului. Ar da, fi în anul 2023. În anul exact. 2023, deci. De aceea trag foarte tare pe funcționarea acestui sistem. Suntem în a treia lună din actualul sezon rece, un sezon rece de 5 luni de zile în care am asigurat energia termică la parametrii potriviți. Fac apel și pe această cale la oameni să-și plătească obligațiile, pentru că noi beneficiem de 50% reducere pentru, conform legii Muncii Apuseni, pentru la facturile de energie termică. Dar este o condiție. Oamenii să aibă plătite facturile la zi pentru a putea beneficia de reducerea respectivă. În condiții în care omul nu-și plătește factura, factura pentru luna viitoare se dublează și pe principiul bulgărului de zăpadă, în cealaltă lună crește din nou. Și există riscul că la sfârșitul sezonului rece oamenii să aibă facturi foarte mari, neachitate și se va intra într-o executare, executare silită, pentru că factura reprezintă un titlu executoriu și se va demara procedura de executare silită a acestor facturi. Deci fac un apel la cetățeni să-și achite obligațiile față de furnizori de energie termică. Un alt aspect care vreau să-l pun în atenția cetățenilor de la Brad. Există foarte multe blocuri care au sistem de contorizare individual și totodată în același bloc există și vechiul sistem de contorizare. Adică oamenii și-au creat o conductă, o coloană pe verticală de distribuție a energiei termice și și-au introdus fiecare individual în apartament cu gigacalorimetru alimentarea cu energie termică. Unii au rămas pe sistemul vechi. Cei care au rămas pe sistemul vechi
ei preiau și alte pierderi din rețea. Ar fi bine ca în fiecare bloc să fie doar un singur sistem să funcțional. Să fie un singur sistem, că dacă sunt două sisteme care coexistă în condominiul respectiv, sunt niște dezechilibre pe partea de consumuri. Oamenii trebuie să învețe să se gospodărească și să-și grijească de bloc și de casă așa cum trebuie. Da, pentru că la cei cu casă e mai clar, la cei cu blocul era chestia, exact, domnule, blocul al cui al nostru, al tuturor, adică al nimănui, pe când, exact cum spuneți, blocul e casa noastră. Păi se împart cheltuielile comune cu energia termică de pe casa scării, o problemă, care sunt oameni care poate nu sunt îmbrașați la sistemul public, dar el își primește într-o factură cotă parte din cheltuiala respectivă, pentru că se încălzește și el. Domnule primar, am avut noroc și ați avut noroc de o iarnă până acum relativ ușoară, adică n-am avut geruri de 2-3 săptămâni de minus 10 grade, la dumneavoastră a fost mai frig ca la Deva oricum, dar n-a fost foarte greu. Cum ați depășit? Știu că ați făcut mare eforturi, s-a asigurat și finanțarea pentru actuala centrală, cum trece iarna? Domnul Sandu, nu am depășit-o încă. Următoarele două luni de zile sunt luni foarte importante. Suntem la începutul lunii februarie, dar s-ar prea că temperaturile scăzute încep ușor să-și intre în drepturi, așa cum este firesc. Pentru luna februarie și în luna martie am avut probleme când în 15-16 martie erau temperaturi mult sub 0 grade și care exista o presiune firească a cetățeanului să asiguri agentul termic la parametrii optimi. Mai avem o schemă de finanțare, deci cum vă spuneam, cei 50% prin efectul legii Munții Apuseni, care îi plătește Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru fiecare cetățean, ăștia au venit puțin cu întârziere. Încă n-au venit până acum, avem două luni pe care nu le-am decontat. Și de asemenea mai primim de la Ministerul Administrației 50% din controlarea combustibilului. Să vedem dacă se menține această schemă de ajutor și dacă se menține această schemă de ajutor, atunci am putea spune că vom ajunge și la sfârșitul acestui sezon rece, fără probleme. Și când spun acest lucru, vă spun cu îngrijorarea omului care a trebuit să propună un buget foarte auster pentru acest an în municipiul Brad. Veniturile la bugetul local al municipiului Brad sunt sensibil egale cu cel din anul precedent. Cheltuielile de funcționare au crescut pentru că au crescut foarte mult prețurile la utilități. Este necesar să menții salariile la nivelul prevăzut de lege și să asiguri cheltuielile de întreținere, iluminatul public și tot ceea ce înseamnă lucrări de reparații. Au rămas foarte puțin bani pentru dezvoltare. Și o mare parte din acești bani trebuie să se ducă în partea de cofinanțare a proiectelor cu fonduri europene. Este o grea încercare pentru noi, este o misiune aproape imposibilă să faci administrație publică cu bani puțini. Cu bani mulți știe toată lumea. Noi trebuie cu bani relativ puțini la bugetul local să reușești să asiguri funcționarea, să asiguri un anumit rit de dezvoltare, pentru ca oamenii să aibă încredere în administrația publică, pe bună dreptate să aibă încredere în administrația publică, și să vadă că totul lucrurile sunt corect conduse în comunitate. Am aprobat acum o săptămână bugetul local. Este, cum vă spuneam, foarte strâns. Sperăm ca pe parcursul anului 2023 să mai avem venituri suplimentare al bugetului local, venituri suplimentare care ne-ar putea asigura un anumit echilibru. Aș putea spune că perspectiva este una moderată în ceea ce privește dezvoltarea comunității. Eu fac tot ce este posibil să atrag resurse, să implementez proiectele în condiții optime pentru ca orașul să-și urmeze curba ascendentă de dezvoltare pe care s-a scris în ultima vreme. Deci, practic, mai aveți de stat cu emoții și v-aș întreba, deși ați mai spus în emisiuni precedente, practic gazul și noua centrală, ele se completează și se condiționează, cam în cât timp a rezolvat problema? Deci, practic, acest proiect major, 66 de milioane de lei, și care este, să spun așa, deci chiar dacă vorbeam înainte de acest buget local foarte mic, este asigurată finanțarea la acest proiect prin fonduri europene din programul operațional Infrastructură Mare. Este un proiect care a fost scris și obținut de către primăria municipiului Brad. Dar noi nu avem nevoie doar de acest proiect. Ăsta este un proiect și ni-l dorim și noi avem vise mari, să zic așa, cu comunitatea noastră. Un alt proiect foarte important care se va întâmpla de asemenea în anul 2023 este reparația capitală și modernizarea drumului național DN74 Brad-Crișcior. 5 km de drum. Am vorbit în emisiuni la dumneavoastră și la foarte multe alte emisiuni despre faptul că municipiul Brad are această problemă majoră, 15 km de drum național care trebuie să se întrețină.
10 km anul trecut, în 2022, au fost reparați cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și le mulțumesc pe această cale încă o dată. Intrarea în Brad dinspre Deva și ieșirea înspre Comuna Baia de Criș, un drum național de 10 km este asfaltat și se poate circula în condiții de siguranță. În schimb, din centrul orașului și până la Crișcior, un alt segment de drum național, care țara românească ne-a dat nouă să-l întreținem, cu toate că pe acest drum circulă toți cei care merg în zona Abrud, Câmpeni, prin Brad, este, face obiectul unui contract de finanțare prin programul Angel Salini. 12 milioane de lei este valoarea acestui proiect, a fost selectat, aștept să fie invitat la București pentru semnarea contractului, pentru a începe procedurile de proiectare și execuție a acestui proiect major. 12 milioane de lei. Dacă acești bani, 12 milioane de lei, noi nu am fi avut această povară, să zic, legată de drumul național și am fi avut posibilitatea să-i implementăm în reparații străzi și modernizări străzi în municipiul Brad, atunci puteam vorbi de foarte mulți kilometri de străzi din municipiul Brad, care sunt astăzi pietruite sau de pământ, care ar fi putut să fie asfaltată. Oamenii trebuie să înțeleagă că avem această misiune ca segmente de drum național care le administrează municipiul Brad, trebuie întreținute corespunzător. Avem foarte multe probleme, să zic așa, de imagine, având în vedere că mulți care traversează orașul pe relația Crișcior-Abrud în PDN-74 dau o notă proastă întregului oraș și administrații, pentru că acel drum nu este corect întreținut. Dar 12 milioane de lei înseamnă veniturile proprii ale municipiului Brad pe 2 ani de zile. Atât ar însemna, dacă ar fi ca toți banii brădenilor, se bazează în acel drum. Nu este corect ca banii tuturor brădenilor să fie băgați în acel drum, că este un drum național. Da. Național. A făcut nenumărate presiuni la nivel de guvern ca aceste segmente de drumuri să fie preluate de către CNR și să le întrețină corespunzător. Nu s-a întâmplat acest lucru. Au trebuit să mă descurc, să zic așa, relația corectă cu Consiliul Județean ne-a sprijinit cu 10 km de drum și acum banii prin Angel Salini îi punem toți în acest drum, pentru că de acest drum beneficiază orice cetățean care circulă prin municipiul Brad spre Abrud. Comuna Crișcior nu poate să sau contribuie? Nu, este pe, este pe raza unității administrative teritoriale Brad. Eu ziceam spre Crișcior pentru că este mai ușor de... Am înțeles, pentru că în schimb, avem un alt proiect frumos care m-aș bucura să-l văd implementat, chiar dacă am avut așa o notă pesimistă legată de buget, faptul că vom reuși să implementăm un serviciu de transport public local. Avem obținută finanțarea pentru 4 autobuze electrice, avem stabilite trasele, suntem într-o fază de proiectare, într-o fază de atribuirea contractului pentru proiectarea și achiziția acestor noțe de transport. 4 autobuze electrice care vor face, să zic așa, naveta între Brad și Zdrapți, Brad Valea Bradului, Brad Mesteacă și Brad Ruda. Deci va fi implementat acest sistem public de transport local. Și tot în această perioadă este deja în implementare iluminatul public în municipiul Brad, este schimbat cu becuri cu LED și cu telegestiune. Se simte în buget. Lumea are o dimensiune doar exactă. Doar în jur de 150 de corpuri de iluminat am schimbat până în acest moment. Intrarea dinspre Deva și ieșirea spre Mesteacăn, segmentul de drum național principal, da, acolo am început. Încă n-a venit factura, dar eu mizez pe o scădere a facturii. În proiect era prevăzut o scădere cu la 56%. Adică foarte mult, da, aproape 40% să fie redusă factura de energie electrică. Vin facturi foarte mari. Deci avem niște facturi de miliarde. Când vine factura la plată energie electrice pentru iluminatul public, este din nou gaură în buget. Suntem într-o perioadă în care administrațiile publice au foarte mari îngrijorări în ceea ce privește administra localităților. Nu este ușor. Banii sunt tot mai puțin, exigențele sunt tot mai mari, legislația este tot mai complexă, există și o anumită tensiune în societate și de regulă oamenii au tendința să-și verse supărarea pe cel mai apropiat pe care l-a ales și acela este primarul. Indiferent dacă e vinovat sau nu? Indiferent. Ninge, plouă, știm, de vină este cel pe care l-a ales în mod direct. Dar ne asumăm această chestiune. Eu sunt mândru să fiu cel care încerc să-mi îndeplinesc misiunea față de comunitatea care m-a investit cu funcția și onoarea de a fi primar. Întrebare de detaliu, pentru că lumea e curioasă aici. Cum alimentați autobuzele electrice? Avem și 12 stații de alimentare electrică, cu energie electrică. Sunt unele dintre ele fac parte din acest proiect, altele le avem pe proiecte anterioare obținute.
vom avea și o stație, o autobază, să zic, am stabilit locul ei, zona de ieșire spre gară, este deja înțărușat locul unde vom construi peroanele, unde se va asigura încărcarea acestor mașini, mentenanța lor, sperăm să facem și autobază, un sistem de ticketing, acele cartele electronice pe care să le aibă fiecare. Deci eu zic că orașul va intra într-un nou nivel de dezvoltare. Este o etapă importantă. Am reușit partea cu cinematograful, urmează să rezolvăm problema alimentării cu gaz metan, partea de transport public local, iluminatul public cu becuri cu LED și telegestiune. Deci iată că numai la cele 4-5 puncte pe care vi le-am prezentat putem spune că suntem pe un drum corect și spre dezvoltare. Chiar făceam o socoteală, câte milioane de euro practic sunt aceste proiecte, un număr 66 de milioane înseamnă aproape 15 milioane de euro la gazul metan, deci sunt niște sume considerabile. S-ar putea face un calcul de acest gen, adică proiectul cu gazul metan, proiectul cu iluminatul public, toate celelalte proiecte atrase, împărțite pe cap de locuitor, având în vedere că este și o comunitate relativ mică, cred că am avea o sumă foarte mare pe cap de locuitor. Într-un clasament am putea să zic că să fim în prima jumătate la nivelul OAT-urilor din România. Dar să știți, pentru mine marea satisfacție este să văd omul mulțumit de ceea ce se întâmplă cu viața lui. Poate să fie, să arate orașul foarte bine și lumea să nu fie neapărat fericită. Noi trebuie să creăm condițiile optime ca oamenii să își găsească fericirea în comunitatea în care trăiesc. Și am putea să vedem multe lucruri bune care se întâmplă la noi. Faptul că nu mai este așa mare aglomerație, avem asigurată o sferă a comerțului destul de bine pusă la punct, vom reuși să venim cu gazul metan la fiecare apartament. Deci eu zic că sunt niște lucruri bune. Da, chiar mă gândeam în timp ce vorbeați că, mă rog, fac deja din 2020, de la începutul pandemiei, emisiuni și vă dau dreptate. Adică, la una dintre primele emisiuni de atunci, erau speranțe legate de gazul metan, sperăm că va fi, conducta era pe undeva, nu știu, pe Valea Mureșului, pe aici, foarte departe. Și iată că, e adevărat, au trecut 2 ani și ceva, dar sunteți la faza în care oamenii vor avea gazul la poartă. Deci, apropo de starea de fericire, sunt cuantificabile, este cuantificabil acest progres și cu puțină răbdare se va vedea și acea centrală care va fi pentru zeci de ani, probabil va rezolva problema încălzirii bradului, că știu că în fiecare an aveți emoții, de unde luăm banii, de unde luăm păcura, cum încălzim și cât mai rezistăm. Domnul Sandu, acum 18 ani puneam piatra de temelie la noua centrală termică, era de fapt o zonă modernizată a centralei de la Gura Barza. Era singura șansă atunci pentru a asigura încălzire în municipiul Brad. În 2004 fusesem ales primar în vara lui 2004 și pentru sezonul rece din 2004-2005, era prima mea încercare să zic așa, erau necesari bani pentru reparații, la vremea respectivă 20 de miliarde de lei. Acolo era o centrală termică pe cărbune, o centrală termică cel mai avea șansa alimentării cu cărbune pentru că se închisese mina de la Țebea, trebuia să fie adus cărbune din Valea Jiului, deci nu era combustibilul, erau niște echipamente foarte vechi, niște mori vechi care se măcineau, nu cunoșteam foarte bine acel proces de producere energie termice în niște cazane foarte vechi, vechi de 10 și 10 de ani de zile. 20 de miliarde de lei costa la vremea respectivă reparațiile. Am reușit atunci cu ministrul Tănăsescu să obținem din fondul de rezervă a Guvernului României suma de 30 de miliarde. Suma respectivă a fost utilizată cu operativitate pentru a se construi 3 cazane de apă fierbinte în același sistem că acolo mai avea nevoie de alimentare cu energie electrică, de modul cum să te racordezi la vechea conductă de agent primar, nu puteai să o construiești din prima la brad, trebuia să te raportezi la utilitățile care aveai la zona respectivă. A durat 78 de zile construcția acelei centrale, a fost o centrală construită în regie proprie de către salariații societății Acvacălor, uzine electrice la vremea respectivă, da. S-a construit în 78 de zile. A fost începută furnizarea agentului termic în luna noiembrie 2004. Foarte puțină lume a pariat atunci pe acel proiect. Sunt 18 ani de când acea centrală funcționează în Brad și asigură energie termică în apartamentele brădenilor. Perioada de
durata de funcționare normată este de 20 de ani. Deci la anul se împlinesc cei 20 de ani, timp în care o investiție făcută în timpul primului meu mandat și-a dovedit utilitatea timp de 20 de ani de zile. Și nu am avut decât foarte puține probleme pe parcursul celor 18-19 ani cu calitatea agentului termic. Dacă vom reuși să construim și noua centrală termică în proximitatea zonei centrale orașului, că este la vreo câteva sute de metri de primul punct termic, eu zic că voi demonstra încă o dată că am făcut alegerile corecte în ceea ce privește menținerea acestui sistem. Deci 2023 l-ați putea aștepta sau nu, este deja și îl priviți cu un optimism moderat, optimism, pentru că totuși lucrurile sunt foarte ample. Optimism moderat pentru că este la început de drum în ceea ce privește implementarea unor proiecte. De aceea este moderat. Despre este moderat pentru faptul că nu sunt resurse suficiente în bugetul local. Eu sunt destul de rezervat atunci când mă angajez la proiecte. Sunt un om care mă țin de obiectiv. Dacă mi-am stabilit un obiectiv, încerc să-l ating aproape cu orice preț, dar am și rezervele mele atunci când mă gândesc la resursele financiare pe care trebuie să le avem. Dar, de foarte multe ori, Dumnezeu a ținut cu noi și pe fondul unui management incisiv, înțelept, echilibrat și cu sprijin politic, am reușit să ne atingem toate țintele propuse. Noi, Administrația Publică a Muncii Privat, pentru comunitatea brădeană. Muzeul Aurului vi l-ați dorit la primărie? Da, și am făcut și demersuri la Ministerul Economiei, pentru că acest muzeu trebuie să fie administrat mult mai bine, zic eu, de către primărie, să fie mult mai bine administrat în favoarea comunității și eu zic că acest muzeu poate să fie un adevărat brand de țară, pentru că exponate ca la Muzeul de la Brad nu găsești niciunde în Europa și chiar în lume. Nu știm care va fi deznodământul solicitării noastre. Eu mizez pe faptul că cei de la Ministerul Economiei, în colaborare cu cei de la compania Minvest, vom accepta ideea că acest muzeu trebuie să fie administrat de către Administrația Publică Locală a Municipiului Brad. De ce nu vi-l dau, domnule primar? Că mi se pare logic. Exact cum a spus dumneavoastră, domnule, ce mai facem Minvestul, care nu are oricum activitatea redusă, restrânsă foarte, foarte mult, ce face cu un muzeu? De ce se agață, ca să nu zic cramponează, de acest muzeu? Știți foarte bine povestea acestui muzeu. El are peste 100 de ani vechime, este o colecție de exponate cu aur nativ scoase din subteranul din zona Brad, Barza. În momentul în care a fost închisă exploatarea minelor Barza, acest muzeu a făcut obiectul unei vânzări frauduloase a fostului lichidator judiciar de la acea companie. S-au executat lucrări de reparație la clădire. Exponatele au fost depozitate în subsolul trezoreriei de la Brad și ne-am trezit între timp că a vândut clădirea la un preț modic cel ce era administratorul judiciar al fostei exploatări minere Barza. Au fost procese, au fost presiuni, a fost o cercetare a DNA-ului. Din fericire să revin la situația în care această clădire a muzeului să redevină a Minvestului și s-a pus la punct organizarea acestei colecții. Dar eu văd mult mai, ar trebui o publicitate mult mai profesionist făcută pentru acest muzeu. Cred că ar trebui să fie făcut și un mod de ghidare mult mai plăcut, ca omul când iese din acest muzeu, chiar dacă se bucură de strălucirea lui din muzeul nostru, să aibă reținută o poveste legată de mineritul din zona Bradului. Cred că mai trebuie făcut mult în a pune în valoare acest muzeu și eu, ca și primar, cred că mă voi putea implica mult mai bine pentru a valorifica potențialul fantastic din punct de vedere turistic a acestui muzeu aurului. Să știți că brandul Muzeului Brad este înregistrat la OSIM de către primăria municipiului Brad. Descoperă strălucirea aurului ca și brand este înregistrat la OSIM de către primăria municipiului Brad și am mai văzut acum undeva la nivel național un concurs numit Drumul Aurului. Și Drumul Aurului este un brand înregistrat la OSIM de către primăria municipiului Brad. Îi așteptați la cotitură, dacă cumva... Nu aștept la cotitură pe nimeni. Mă bucură faptul că mai sunt mulți care își doresc să aibă un asemenea brand. Poate ar fi fost interesant să scrie copyright municipiul Brad, dar... Vine și va veni este. Și timpul ăla, da. Atunci eu când vorbim despre aur la, da. la nivel național, să știți că 1% din aurul lumii a fost botezat cu sudoarea minelui din Munții Apuseni.
1%. 1% vedeți, asta e o poveste de vândut. Statisticile, la un anumit moment, au scos în evidență faptul că 1% din aurul lumii a fost scos din munții Apuseni, din patrulatera orifera a munților Apuseni. La vremea respectivă, societatea mică a administrat tot ceea ce însemna aur în zona munților Apuseni și am spus-o dintotdeauna, să se știe în lumea mare, 1% din aurul lumii este botezat de sudoarea minerului din munții Apuseni. Frumos spus. Și despre furnalul de la Govâjdie se spunea, nu e adevărat, că am cercetat, că, mă rog, turnul Eiffel din Paris ar fi cu, cu fier de acolo, nu este așa. Dar este o poveste care a prins foarte bine, dar eu sunt convins că în ceea ce privește aurul de la Brad, din patrulatera aurifer, cum a spus, eu sunt convins că societatea mică Brad, el se exploatează de pe vremea Mariei Tereza și așa mai departe, sunt convins că cel puțin fotografic, că nu mai avem cum să schimbăm istoria, cu exponate făcute din aur provenit din acest perimetru, există și oamenii ar putea fi mândri, triși pe de o parte că nu sunt aici, pe de o altă parte mândri că cine știe ce candelabre sau bolți aurite sunt prin Europa apropo de la Brad. Este una aurul prelucrat și este cu totul și cu totul altceva. Aurul, așa cum a fost creat de Dumnezeu în adâncuri, pentru că la Brad nu se vede aurul prelucrat. Muzeul lui de la Bogota, de exemplu, el prezintă aurul așa cum a fost prelucrat de-a lungul timpului în coifuri, în săbi, da, în diverse podoabe. Da. Acum vreo 25 de ani, că lucram la mină, a avut loc o expoziție la München, Aurul între mit și realitate, și la colecția respectivă, care a fost desfășurată pe parcursul a 3 luni de zile la München, a fost expus aur din coifuri în cașe, mânerul sabiei lui Napoleon, care era tot așa aurit, foarte multe podoabe, dar povestea aurului în lume începea cu câteva exponate de aur nativ de la Brad. Și atunci așa începea povestea. Frumos. Erau cele 12 exponate. Da. 12 exponate de la muzeul au fost duse atunci. A fost un transfer de patrimoniu temporar pentru 3 luni de zile. Au fost exponatele respective duse acolo. Și așa arată aurul cum l-a creat Dumnezeu în adâncul și după aceea cum a fost el transformat de mâna omului în diverse podoabe. Așa că este bine oamenii să știe cum a vrut Dumnezeu să ne dea aurul și așa, dacă vrem să-l vedem cum a vrut să-l facă Dumnezeu, bijuterul Dumnezeu, îl vedem în muzeul lui de la Brad. Și șopârla de aur de la Brad a fost expusă la expoziția universală de la Paris în 1937 și a fost atunci asigurată cu 2 milioane de lire sterline. Pavilionul României de la Paris a avut între exponatele care le-au avut România acolo la acel pavilion expusă și această șopârlă de aur și, cum vă spuneam, 4 grame de aur asigurate cu 2 milioane de lire sterline. Deci o valoare inestimabilă. Iată ce povești frumoase. Bine că n-am dat-o pe la vreo expoziție pe la Moscova, că nu mai vedeam înapoi. Da. Apropo de tezaur. O poveste remarcabilă. Pe ultimele minute din emisiune am reținut că va fi în curând, apropo de sala dumneavoastră, vă felicit pentru sală, ați avut și am vorbit despre un spectacol extraordinar cu care ați încheiat anul trecut în noua sala cinematografului din Brad, care este de fapt o sală polivalentă. Dar iată că viața culturală se dinamizează, va fi în curând un spectacol de teatru acolo. Vom avea o stagiune completă a Teatrului de Artă din Deva și mulțumesc pe această cale Teatrului din Deva pentru faptul că au considerat oportună această colaborare. În Consiliul Local al Municipiului Brad am prezentat zilele trecute această intenție de colaborare. Avem un protocol de colaborare între primăria, între Municipiul Brad și Teatrul de Artă Deva, în care cel puțin o dată pe lună, poate uneori și de două ori pe lună, vor avea loc spectacole de teatru la noi la Brad. Cred că în a treia joi a fiecărei luni va avea loc, vrem să creăm și un ritm anume, ca oamenii să știe. Foarte, foarte deci, de a treia joi, da. A fiecărei luni, la Brad va fi o piesă de teatru. În această lună, cred că spun în premieră, în data de 16 va avea loc primul spectacol. Vor fi cu bilete, 20 de lei biletul pentru adulți, 10 lei biletul pentru copii și începem o poveste frumoasă legată de teatru. Tot astăzi am avut vizita celor de la Centrul Național de Cinematografie, care au făcut o evaluare a sălii. S-ar prea că sala noastră de cinematograf va fi o sală de nivel 0, să zic, adică cel mai ridicat nivel. Au verificat luminozitate, tot ceea ce înseamnă scaune, existența autorizațiilor sanitare de funcționare, autorizațiile la pompieri.
Sunt toate condițiile îndeplinite, așteptăm să, să primim această clasificare a sălii cinematografului. Urmând să încheiem cu producătorii, cu distribuitorii de filme, contracte de distribuție. Cred că în această lună vom începe și rularea de filme la sala cinematografului de la Zaran. Deci este acea dimensiune culturală, vectorul cultural al comunității pe care vrem să-l punem în valoare corespunzător. Domnul primar, eu nu pot decât să vă felicit pentru ce ați făcut, pentru lucrările de foarte mare amploare. Categorică vom dori să veniți cu oarecare regularitate, pentru că ceea ce se întâmplă intră într-un tempo destul de rapid, totuși, chiar dacă este vorba de luni, de zile, poate 2 ani. Vă doresc multă sănătate și putere și răbdare să puneți toate lucrurile la punct. Vă mulțumesc mult de tot. Înainte de a încheia emisiunea, vreau să vă mai spun că avem și o chestiune importantă legată de nou sistem de gestionare de deșeuri menajere. După cum știți, în zona de nord a județului Hunedoara este un nou operator. Se va implementa o taxă de salubritate. Folosesc acest prilej pentru a informa cetățenii că în cursul zilei de ieri a avut loc o ședință de Consiliul Local în care s-a stabilit prețul la deșeurile menajere pentru populația din mediul urban, pentru populația din mediul rural și că în foarte scurt timp vom face un comunicat cu toate documentele necesare pentru a putea fi achitată taxa de salubritate la primăria municipiului Brad. Este o noutate, să zic așa, de este o necesitate, având în vedere că gestionarea deșeurilor menajere este o problemă foarte, foarte importantă pentru orice comunitate. Da, vă mulțumim pentru aceste premiere ca informație la noi în emisiune. Încă o dată mulțumesc pentru prezența la ora exactă. Domnilor, domnilor, a fost astăzi primarul municipiului Brad, domnul Florin Cazacu. Le mulțumesc colegilor pentru asistență tehnică. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. La revedere, toate cele bune tuturor! Domnul